Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Premierul Marcel Ciolacu a declarat recent că principala cauza deficitului bugetar în România, evident, o reprezintă investițiile. Deficitul bugetar ar putea atinge 8% din PIB anul acesta, o sumă, mă rog, o proporție enormă, un procentaj enorm, care expune țara noastră unor riscuri economice, economico-financiare foarte mari. Chestionat de jurnaliști pe acest subiect, domnul Ciolacu a răspuns, iritat, și citez: dacă vreți, eu opresc orice investiție și avem deficit 3%. Am încheiat citatul. L-am sunat pe profesorul de economie Cristian Păun. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, ajutați-ne să înțelegem, e adevărat ce spune domnul Ciolacu? Adică din cauza investițiilor se dezechilibrează România, bugetul României? Domnul Ciolacu ar trebui să mai pună mâna pe o carte de economie teoretic și pe una de aritmetică simplă, că bugetul este și deficitul este de fapt rezultatul unor operațiuni matematice simple, adunare și scădere. Deci, de ce nu taie dumnealui niște cheltuieli inutile? Toate cheltuielile alea pe care le face statul sunt utile. Are două companii de drumuri. Are nu știu câte agenții care se bat pe bătături și se calcă pe bătături fără ca el să aibă vreo putere, că el zice că are o putere, că e prim-ministru, dar fără ca el să aibă vreo putere să vină și să spună: domnule, ăștia trebuie desfințați. În schimb, vine și spune că deficitul se produce din cauza investițiilor sau datorită investițiilor. Noi spunem altceva. Spunem că se produce datorită multor cheltuieli anapoda pe care statul le face, banilor aruncați în ventilator pe care i-a aruncat în ultima perioadă ca să câștige cât mai multe voturi, și de aici rezultă deficitul. Pentru că în momentul de față cheltuielile statului, cele fiscale, că până la urmă alea sunt importante, în proporție de 95% se cheltuiesc aceste resurse pe trei lucruri: asistență socială, pensii și salarii în sectorul bugetar. De exemplu, Ministerul Fondurilor Europene, un minister inutil, din moment ce în ultimii 2 ani noi n-am absorbit niciun fond european. Suntem în întârziere cu PNRR-ul, n-am absorbit niciun fond european pe ultima, pentru aferente ultimei programări bugetare, deci oamenii de acolo sunt inutili. Din cauza lor avem deficit, pentru că pe de o parte nu contribuie la absorbția fondurilor europene, pe de altă parte ei sunt acolo inutili, se duc la muncă fără să facă nimic, fără să producă nimic, fără să genereze nimic. Dacă după ce te uiți la toate lucrurile astea ca prim-ministru, vii șmecher și spui: domnule, eu nu tai niciun deficit, eu nu mă pot lupta cu toți acești incompetenți și cu toate aceste probleme, pentru că din cauza investițiilor avem deficit. Eu cred că trăim niște vremuri ciudate în care niște oameni cu competențe foarte limitate, dornici doar de a menține controlul asupra banilor noștri și asupra puterii, inventează tot felul de povești din acestea pe care n-ar trebui să le credem atât de ușor dacă am fi un popor educat și dacă am fi un popor responsabil cu banii noștri până la urmă. Dar cum ar putea fi redus sustenabil totuși deficitul? Prin două metode sustenabil, cel puțin, prin trei metode. În primul și în primul rând, banii europeni trebuie absorbiți. Nu trebuie să avem nicio întârziere la acei bani, noi avem mari întârzieri la acei bani, pentru că e vorba de reforme, dar nu ar fi trebuit, noi ar fi trebuit acolo să încasăm în avans, cumva Uniunea Europeană să rămână uimită de faptul că noi încasăm în avans acei bani. Asta ar fi prima direcție. A doua direcție ar fi următoarea. Bugetul statului, partea de venituri, depinde în momentul de față într-o proporție covârșitoare de prea puțin contribuabili mari. Avem vreo 10 companii care dau cam o treime din veniturile fiscale ale României, una din gaze, una din tutun, vreo câteva din energie, adică valoare adăugată foarte, foarte mică. Dar depindem foarte mult de aceste companii mari, în general sunt companii multinaționale, companii de stat. De ce nu mai vin și altele? Ce face guvernul acesta care îi plătit degeaba? Nu ar trebui să se lupte să mai aducă încă 10-20 de companii și și-ar rezolva problema veniturilor la bugetul statului, chiar scăzând taxele, nu crescându-le. Și a treia direcție, cu siguranță ar trebui să te duci pe partea de cheltuieli, îmbinată cu reforme. Nu poți să vii să tai cheltuielile fără ca tu să faci reforme în aparatul administrativ, să ceri aceleași lucruri
oamenilor, pentru că atunci ai stresat. Deci trebuie să faci reforme. Asta este, de fapt, până la urmă, esența reformelor. Să încerci cumva să scazi aparatul administrativ, straturile astea birocratice, să le scazi, să le reduci, să le elimini, să închizi agenții care se dublează. Avem acum bancă de investiții, companie de investiții, bancă de dezvoltare, fonduri de garantare, toate fac același lucru. Dom'le, unește-le într-una singură, restul desfuncțează-le și rămâi doar cu o singură instituție care poate face același lucru pe parte de garantare, finanțare a proiectelor mari de investiții și așa mai departe. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut care ar putea rapid reduce deficitul. Uitați-vă, de exemplu, la cazul Argentinei, care avea o situație similară cu a noastră. Era îngropată, sufocată efectiv de deficite și cheltuieli. A venit un președinte hotărât și pus pe treabă, care în câteva luni a redresat situația și a îndreptat Argentina spre o situație financiară macrostabilă mult mai bună. Cam așa ar trebui și la noi să se întâmple, să vină oameni hotărâți, oameni deștepți, oameni care nu cedează presiunilor și care guvernează într-adevăr cu responsabilitate pentru viitorul acestei țări. Da, și în interesul, și interesul publicului și al poporului. Evident, mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru aceste comentarii. A fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.